Traian Băsescu, reacție după ce lotul de la Cluj a fost achitat definitiv. E o minciună ce acest sistem a fost condus de președintele Băsescu. Traian Băsescu a negat din nou, categoric, acuzaile potrivit cărora ar fi creat un sistem coercitiv în România. Fostul președinte a declarat, la B1 TV, că acest sistem s-a creat singur pentru ce legea i-a permis, din cauza unor bugetari care s-au vrut să tepân pe ARI din cauza Comisiei Parlamentare de Control al SRI care nu i-a făcut treaba. Precizările au fost făcute în contextul în care Curtea Supremă tocmai le-a achitat definitiv pe mai multe judectoare, care fusese acuzate de DNA de fapte de corupție. E o minciună ce acest sistem a fost condus de președintele Băsescu. Asta spun cei de la Antena 3, Gâdea, Badea. Eu nu am creat un asemenea sistem, sistemul s-a creat singur din cauza slăbiciunii legilor. Adicnite bugetari au crezut ce pot ajunge să te pâniri. Dacă vorbim de extinderea puterii SRI, asta s-a întâmplat pentru ce nu i-a făcut treaba Comisia Parlamentară de Control al SRI. Dacă vorbim de magistrai care s-au apropiat de SRI, am văzut eu protocoalele care au ieșit la iveală acum. Acum le-am văzut eu. Înțeleg ce mai sunt angajamente ale magistrailor ce nu vor divulga documente primite de la SRI. Procurorii și judectorii au independent cât îi iau, ce legislația le permite. Sistemul poate fi stăpânit prin legi. Am văzut efectele legislației promovate în 2004-2010, e timpul să modificăm legislația pentru ca nimeni să nu mai facă abuzuri, uite, chiar împotriva judectorilor. E o betelie pe care o duc unii acum. Noua legislație muțsechea special de ancheta magistrailor de la DNA la parchetul general. Cât timp pe la DNA, fii sigur ce o să mai vedei judectoare arestate, sau cu dosare fere probe, judectoare care n-ar servi neapărat interesele unui sistem. Să ținei cont de cei care se incudini ca această sechie să nu fie mutat, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV. Judectoarele Gabriela Bârsan subliniere Iuliana Pu subliniere Oiu au fost achitate definitiv, joi, de magistrații de la Înalta Curte de Casație subliniere I Justiție într-un dosar în care erau acuzate de DNA de mai multe infracțiuni, printre care subliniere I luare de mit. Un complet de 5 judectori de la Instanța Supremă a respins apelul DNA, fiind menținut decizia de achitare dat de un alt complet în noiembrie 2016. În acela sublinierei dosar au fost achitați Anton Pandrea, fost judector la Înalta Curte sublinierei fost membru al CSM, Corina Corbu, judector la secția de contencios administrativ sublinierei fiscal a Înaltei Curci, avocații Radu sublinierei Claudia Silinescu Gherbovan, omul de afaceri Gabriel Chiriac sublinierei Florian Ionescu, subliniere oferul Gabrielei Bârsan. Fl
Florian Ionescu a rămas cu obligația de apelativament administrativ de 500 de lei. A existat, sublinierei, o opinie separată a unui magistrat din completul de 5, în sensul admiterii apelului DNA, sublinierei condamnarea a doi dintre inculpați, Iulian Apu, subliniere OIU, pentru acuz de fals, sublinierei Claudia Silinescu Gherbovan, pentru fals un înscrisuri sub semnătur privat. În iulie 2014, judectoarele Gabriela Bârsan, sublinierei Corina Corbu, au fost suspendate din funcție de CSM. Gabriela Bârsan este socia fostului judector CEDO Corneliu Bârsan.